Este studentă la jurnalism, iar de ceva timp s-a mutat cu traiul în Italia. Tot acolo și-a descoperit marea pasiune pentru pirogravură. Vorbim despre Mihaela Jeverdan, o conațională de-a noastră care uimește prin lucrări inedite. A cunoscut lumea artei încă din frageda copilărie, când își umplea caietele de școală cu desene. Odată cu trecerea anilor, a înțeles că aceasta este mai mult decât un hobby, lucru pe care l-a descoperit abia când a ajuns în Italia. Deseori lucram noaptea asupra lui, noaptea e liniște, noaptea e mai relaxant, nu deranjează nimeni. Și cred că în 3-4 zile lucrarea cu leopardul am finisat-o. Mihaela se precepe de minune și la prelucrarea lemnului, care de fapt nu este un proces ușor. Arderea lemnului cu ajutorul pirografului este un proces destul de relaxant, dar și periculos. De aceea, înainte de a începe o lucrare, avem nevoie de echipament special, cum ar fi mănușile, ochelarii și o mască. Lucrarea lemnului durează în jur de o oră, iar pentru a finisa o lucrare cap-coadă depinde tare mult de complexitatea lucrării. Unele lucrări poate să dureze până la 3 ore, altele până la 20 de ore. Orice lucrare o începe cu o schiță a ceea ce vrea să transpună pe lemn. Înainte de a începe lucrul de a arde lemnul, trebuie de făcut o schiță. Și după schiță te conduci. Își dorește ca operele sale să ajungă în cât mai multe case, vis la care lucrează intensiv și o va face și de acum încolo.